Experiența cu orar prelungit din Poarta Albă, după foarte multe zbateri, este un proiect început în 2010, care s-a plimbat prin mai multe surse de finanțare, care din păcate s-au închis, n-au mers până la capăt. Am reușit să o finanțăm în 2018 și să ne și apucăm în toamna anului 2018. Este un proiect de suflet al meu, încă din primul mandat am realizat studiul de fezabilitate și așa cum v-am spus, am obținut finanțări care din păcate s-au anulat ulterior, programele respective au fost anulate de guvern. Acum este în linie dreaptă, deja clădirea este ridicată în proporție și finalizată în proporție de 80%, practic în următoarele 3 luni de zile noi așteptăm finalizarea acestei construcții, astfel încât în toamnă să fie funcțională. Pe exterior dăm tencuiala decorativă, sus punem peste astereală, punem tabla, bilca și ne apropiem de final. Pe interior suntem cu gresie, faianță, uși, geamurile peste tot la parter și la etaj, ferestrele și cu geamuri de termopane sunt montate. Suntem într-un stadiu destul de avansat. Turnăm și șapele la etaj. Astăzi și mâine sunt gata. Cât e? 18 august, parcă. Da, în august. Este o grădiniță modernă cu spații pentru servit masa, cu spații de dormit. Sunt 6 grupe de clasă, foarte bine amplasată, este în spatele parcului. Copiii vor avea la dispoziție locul de joacă din parc, astfel încât să vină cu drag la grădiniță și sperăm ca activitățile de acolo să fie cât mai atractive, copiii să fie cât mai relaxați și să plece acasă cu un bagaj cât mai mare de cunoștințe. E vorba de 120 de copii care pot învăța în această grădiniță. Finanțarea este obținută de la Ministerul Dezvoltării prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Ne bucurăm că acest program totuși a funcționat până la capăt, nu s-a anulat așa cum s-a întâmplat cu celelalte programe. Și valoarea este de 800.000 de euro. Tot ce înseamnă buget de dezvoltare, în momentul de față, localitatea stă foarte bine. Avem în implementare peste 200 de miliarde vechi, 20 de milioane de roni în momentul de față. Bani atrași numai din fonduri europene și naționale. Sperăm ca în anii ce urmează, guvernul să deschidă în continuare axe de finanțare, atât pe fonduri europene cât și naționale, unde putem merge și cu celelalte proiecte care mai sunt deja, care mai sunt necesare localității. Noi le avem deja pregătite, studiile de fezabilitate, tot ce înseamnă documente. Unele sunt chiar și cu autorizație de construire, au proiect tehnic, dar depindem foarte mult de ce fac cei de sus, de la centru, pentru că axele de finanțare se deschid de către autoritățile de management în cazul fondurilor europene, iar de către minister și guvern în cazul fondurilor naționale.